voi, cum o duceți? Lucrețele de alea sunt, bine v-am regăsit la un nou episod. Pentru cei care m-ați urmărit săptămâna trecută, ultimul episod, o să vă spun că piciorul meu este mult mai ok, mi-am reînceput activitatea de luni și mi-am primit tigaia înapoi, bineînțeles. Am primit un alt camion în timp de 3 zile, între timp ăsta l-a făcut, l-a rezolvat și mi l-a trimis înapoi. Așa că acum azi din nou cu camionul meu, n-am primit un alt camion așa cum aș fi sperat eu. Bun, ce vreau să vă povestesc în episodul de astăzi? Nu am ceva în mod special să vă arăt, așa că o să vreau să abordez un subiect, să discutăm despre ceva anume și aș vrea să fie un video interactiv în care îmi spun și eu părerea și vă spuneți și voi părerea în comentarii, fiecare cu părerea lui, indiferent care e aceasta. Dar vreau să vă avertizez că o să fie un subiect destul de sensibil și controversat, deci o să vreau să vă rog să nu vă luați de gât și să nu vă dați în cap și să nu mă luați și pe mine de gât. Și să avem să folosim un vocabular decent și politicos ca niște oameni maturi ce suntem. Bun, hai să începem. Astăzi vreau să vorbesc despre un subiect sensibil și anume egalitatea dintre sexe. Ce părere am eu despre lucrul ăsta? Ei bine, din punctul meu de vedere, egalitatea dintre femeie și bărbat nu există. Nu există așa ceva. Bărbatul și femeia nu n-au cum să fie egali. Au fost creați așa de diferiți încât n-au cum să fie egali. Ei bine, poate să vă întrebați, bun, și atunci cine e superior dacă nu sunt egali? Nici superior nu e nimeni, nu e nici bărbatul superior, nici femeia nu e superioară, nici egal în același timp. Părerea mea personală e că am fost creați să ne completăm unii pe alții. Și de aia suntem și diferiți și de aia fiecare vine la pachet cu propriile lui calități specifice. Bărbatul e mult mai puternic fizic, așa a fost făcut, e mai curajos și are și el calitățile lui specifice și a fost creat, din punctul meu de vedere, ca să-și protejeze familia, să procure hrană, să facă muncile grele fizic, să meargă să lupte, să facă toate activitățile astea periculoase și grele. Femeia, în schimb, este mult mai delicată, mult mai iubitoare, mai sentimentală. Ea a fost creată să dea naștere și să crească copilașii, să aibă grijă de ei, să aibă grijă de cămin, să aibă grijă de soț. Bineînțeles, nici la curaj, nici femeia nu e de subestimat la curaj. Dacă nu mă credeți, încercați să vă apropiați de o femelă cu pui sau, Doamne ferește, să faceți rău unui copilaș. Și atunci o să vedeți reacția mamei și atunci să spuneți dacă femeia e fricoasă sau nu. Deci vă mănâncă cu tot cu pene. Nu încercați așa ceva niciodată. Bun, mai departe. Da, cum ziceam, am fost creat să ne completăm unii pe alții. Și nu suntem nici egali, nici superiori, doar ne completăm. De-aia trăim împreună, de-aia suntem făcuți să trăim în cupluri, să ne facem familii, fiecare cu funcțiile lui. Și așa trăim în armonie, cel puțin așa ar trebui să fie. Bineînțeles, în societatea de astăzi nu se mai aplică ceea ce era cu multe mii de ani în urmă. Din păcate, în zilele noastre, femeile sunt obligate, pur și simplu, de societate, de traiul ăsta de acum, în care nu mai ajung bani și pur și simplu bărbatul nu mai face față să întrețină familia cu un singur salariu și cu asta femeia e obligată să muncească.
ajută și în casă. Adică, din moment ce ambii se trezesc de dimineață și se duc la servicii. Bine, aici sunt fel și fel de situații. Sunt foarte multe situații. Să luăm una generală în care... Wow! Mamă, ce s-a dus ăsta pe banda de urgență ca nebun. Bun, să revenim la ale noastre. Să luăm o situație în care bărbatul și femeia au ambii un serviciu în care lucrează 8 ore și vin acasă. Au copii, au casă și atunci mi se pare corect că atunci când vin acasă împreună să-și împartă și sarcinile în familie. Și curățenie și mâncare și copii, pentru că e foarte mult de muncă și cu chestiile astea, adică nu... Și femeile care stau acasă nu stau nici într-un caz, nu stau degeaba. E foarte mult de muncă într-o casă, foarte multe activități care îți ocupă timpul de dimineață până seara. Nu există ca femeia care nu are servicii stă degeaba, nu există așa ceva. Mai ales dacă are și copii, dar și dacă nu are copii, oricum de lucru este acasă. Așa cum ziceam, ar fi frumos să-și împartă sarcinile și acasă. Așa ar fi corect, în moment ce amândoi aduc bani acasă, și amândoi au servici, amândoi să facă și în casă. Ceea ce, din păcate, nu prea se întâmplă. În general, femeia vine de la servici și se ocupă mai departe de casă, de mâncare, de curățenie, de copii. Și bărbații, din păcate, după ce vin de la servici, consideră că activitatea lor s-a încheiat. Își iau o bere, își iau telecomanda în mână și se așează și se relaxează pe canapea, ceea ce femeia nu își permite niciodată să facă. Nu generalizez, adică nu zic că nu sunt și excepții, nu zic că nu sunt și bărbați care își ajută femeia, care fac și ei mâncare, fac și ei stau cu copiii, ajută în casă. Dar, din păcate, nu sunt foarte multe cazurile de genul ăsta. La noi, în familie, pot să zic că ne împărțim treburile aproape egal. Adică amândoi mergem la servici, muncim foarte mult amândoi. Adică eu muncesc în jur de 10-12 ore pe zi. Soțul la fel. Și amândoi, în timpul liber, stăm cu fetița noastră și facem casa atâta cât ne permite timpul și copilul, bineînțeles, care curățenie atât cât se poate. Cu excepția că în weekend de obicei eu preiau sarcinile astea și soțul are un pic mai multă libertate. Adică în weekend, în general, dacă nu am altceva de făcut, dacă n-am o programare pe undeva sau așa, în general eu sunt cea care stă cu fetița și care face și alte treburi. Bun. Chiar aș vrea să-mi scrieți acolo în comentarii ce părere aveți voi despre lucrul ăsta. Cum vedeți voi egalitatea dintre femeie și bărbat. Și să-mi spuneți, bineînțeles, dacă voi vă ajutați, dacă sunteți bărbați, dacă vă ajutați nevestele în casă, dacă sunteți de acord cu faptul că și bărbatul ar trebui să facă curățenie și mâncare și să aibă grijă de copii. Sau dacă sunteți de acord că și femeia ar trebui să meargă la servici și așa mai departe. Sunt foarte curioasă de răspunsurile voastre și ce părere aveți voi. Vă aduc aminte încă o dată că nicio părere nu e greșită, niciuna nu deține adevărul absolut, sunt doar părerile noastre personale și nu e neapărat nevoie să fim de acord unii cu alții. Fiecare are adevărul lui și atât. Al doilea subiect pe care aș vrea să-l discut astăzi este femei versus bărbați pe camion. Și aici iarăși foarte curioasă de răspunsurile voastre, ce părere aveți voi despre asta. Și în primul rând o să vă povestesc eu părerea mea. Ce cred eu despre femeile pe camion. Bineînțeles că am o părere bună despre femeile pe camion, pentru că, în primul rând, eu sunt una dintre ele. Apreciez foarte mult femeile care lucrează pe camion.
potrivită pentru bărbați, bineînțeles, pentru că ei, din două puncte de vedere, cel puțin, sunt mai avantajați în sensul ăsta, pentru că sunt mai puternici fizic, mult mai puternici fizic și, na, de obicei, de multe ori e nevoie de forță fizică. Al doilea lucru ar fi că sunt mai curajoși. Asta e o trăsătură bărbătească, dar nu știu dacă neapărat se nasc cu trăsătura asta sau e cultivată pe parcurs, pentru că și la noi avem și noi convingerile astea care sunt preluate din familie, din generație în generație, în special la români. Bine, nu numai la români, dar în special la români e mai pronunțat, în sensul că băieții să învățați că ei sunt bărbați, trebuie să fie curajoși, trebuie să fie puternici, trebuie să fie așa și așa, bla bla bla, și că fetele sunt slabe și neputincioase și mai fricoase și că astea, din punctul meu de vedere, sunt condiționări. Da, e adevărat că bărbații au alte trăsături față de femei, au alte calități. Forța fizică, clar, e una dintre ele cu care se naște. Curajul, nu sunt foarte sigură de asta. Sunt și femei curajoase. Cred că mai degrabă e o condiționare din familie, din generație în generație, în special în România. Cu atât mai mult la faza asta cu condusul, condusul de camioane, dar și de mașini mici, în România, din punctul meu de vedere, bărbații nu sunt mai buni șoferi, însă așa au fost făcuți să creadă. Am auzit de așa de multe ori că femeile conduc prost, că femeile nu știu să conducă, că femeile ar trebui să stea la cratiță și așa mai departe, încât și noi, și femei și bărbați, am început să credem lucrurile astea, ceea ce nu e adevărat. Adică aici în Belgia și prin alte țări nu se practică chestia asta, în sensul că toată lumea conduce, le se pare normal ca toată lumea, femei, bărbați, să conducă. Nimeni nu spune că femeile conduc prost, nimeni nu zice că femeile n-ar trebui să conducă mașina, n-ar trebui să-și iei carnetul și tot felul de chestii astea. Asta e o chestie mai românească, așa să zic, și nu mi se pare foarte ok. Adică, din punctul meu de vedere, o femeie și un bărbat care au aceeași experiență în șofat pot să fie la fel de bun. Femeile, din păcate, da, ele sunt mai fricoase, așa în ghilimele, pentru că li s-a tot spus că nu sunt șoferițe bune, că sunt fricoase, că astea sunt condiționări și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Drept dovadă, sunt și femei foarte curajoase, sunt și femei care fac tot felul de meserii, care lucrează pe camion, care pilotează avioane și fac tot felul de munci, care luptă chiar pe front și dintotdeauna au fost, nu e o chestie acum nouă, pentru că și de mult au fost femei care luptau împreună cu bărbații și cu toată armata pe fronturi. Așa că cred că și femeile sunt foarte capabile să facă cam tot ce vor. Da, și referitor la meserii, cred că și femeile și bărbații pot să practice absolut orice meserie vor ei. Și bărbații sunt, care fac meserii aparent de femei, adică bucătarii, nu? Adică se zice că femeia trebuie să stea la cratiță, să gătească, să... femeia trebuie să facă de mâncare, dar în același timp se spune că bărbatul e bucătar mai bun. Și în meseria de bucătar sunt foarte mulți bărbați și nu are nimeni nicio problemă cu chestia asta. Și atunci de ce se zice că femeia trebuie să gătească? La fel e și cu camionul, nu? Dacă un bărbat poate să gătească, poate să aibă grijă de copii, poate să facă și curățenie în casă, că nu s-a întâmplat nimica și chiar mi se pare, deci bărbații care fac curat în casă, mi se pare că au primit o educație bună de la părinții lor și nu așteaptă să facă doar femeia, pentru că până la urmă e și spațiul lor în care locuiesc și nu
În special dacă lucrează amândoi, e foarte, foarte corect să ajute și el la activitățile astea. Da, cam asta este despre... Da, și mai este o chestie. Unii spun că meseriile, așa zis, de bărbați, le fac pe femei să nu mai fie feminine. Adică femeile nu mai sunt feminine dacă practică meserii de genul ăsta. Aș vrea să știu, să scrieți acolo în comentarii ce părere aveți despre asta. Părerea mea e că nu are nicio legătură, în sensul că mie mi se par foarte feminine și foarte sexy și femeile care practică meserii de genul ăsta, femeile din armată, de exemplu, care sunt îmbrăcate în uniforma aia de armată, sau femeile polițiste, sau femeile pe camion, sau femeile pe tot felul de, care practică tot felul de meserii, mi se par foarte feminine și foarte sexy. Feminitatea nu ține neapărat de meserie. Feminitatea e o atitudine. Oh, am un cauciuc pe șosea. Da. Cum ziceam, feminitatea e o atitudine. Și poți să fii feminină, poți să te îmbraci frumos, să te aranjezi, să te coafești, să te machezi, chiar dacă ai o meserie mai bărbătească. Asta e părerea mea. Aș fi foarte curioasă să-mi spuneți și voi părerea voastră. Abia aștept să vă citesc comentariile. Repet încă o dată, sper să nu ne dăm în cap. Fiecare are dreptul la părere proprie, fiecare are dreptul să spune exact ce gândește și cum gândește, atâta timp cât o face într-un mod politicos și amabil, bineînțeles. Asta e foarte important. Aștept comentariile voastre, o să vi le citesc cu mare drag, o să vă dau câte o inimioară la fiecare în parte, care mă jură vă luați bloc. Și până data viitoare, vă urmăresc!